Moldova este plină de locuri frumoase. Și de oameni, om, bineînțeles. Pe mine m-a provocat o gospodină să gătim ceva la ea acasă. Îți dai seama, eu, adică eu. Și ce-ți gătești? Ca să o impresionez. Habar n-am ce să gătesc. Ai emoții? Da, un pic da. Foc la ghete. Baftă. Doamne ajută. Mersi frumos. A, nu, încolo. A, scus. Satul Slobozia Mare, extrema de sud-vest a țării, este așezat pe malul stâng al Prutului, în raionul Cahul, la 160 de kilometri de Chișinău. Satul de la Fântâna Mare, cum era numit acum 585 de ani, când a fost atestat documentar, s-a mai numit de-a lungul timpului Bubuieci de Beleaua sau Sărăieni de la Saraele părăsite de către turci. Mi-ați venit la Slobozia Mare, vă urmăresc așa cu mult drag. Mersi frumos! Drag. Ce are Slobozia și nu are mai mult nimeni în Moldova? O piață cum nu ați mai văzut. Cea mai mare piață din sudul Moldovei și, precis, cea mai frumoasă din țară. Deschisă anul trecut, fix lângă primărie, în centrul satului, pentru producătorii locali care vând legume din grădină, pește proaspăt din prut, carne și brânzeturi din propria gospodărie, într-un anturaj modern. De mai mare dragul! Dar să facem cunoștință cu slobozeanca noastră curajoasă, care l-a provocat pe bucătarul șef. Mă numesc Maria Minciună, sunt din sat Slobozia Mare și am o experiență de peste 40 de ani ca bucătăreasă. Tanti Maria, sau cum îi mai spun sătenii, Tanti Mașa, are un magazin la piață unde vinde dulcețuri neobișnuite. Să vedeți ce produse avem, dulceața de roșii și de toate care le mai avem. Și ingredientul principal, fără de care nu-i masă la Slobozia. Paprika, cum îi spune, e noastră de casă. Bucătarul șef Alexandru Comerzan nu are nevoie de mare prezentare, dar dacă cumva nu ați auzit de el... Alexandru Comerzan! Salutare, mă numesc Alexandru Comerzan, sunt șef bucătar, am experiență în bucătărie de peste 20 de ani, dintre care 15 în Italia și am câștigat șef la cuțite în România. Niciunul dintre cei doi concurenți nu are idee ce va găti. Vor alege produse proaspete, de sezon, de la piață, la un pește, normal, dacă suntem lângă prut. Să știți că nu m-am temut de că vine el, că ne-a fost interesant să vină și să-l cunosc, să vedem ce face el, ce bucate sunt la noi, să arăt, să fac cunoscut cu bucatele tradiționale de la noi din zonă. Ce aveți aici, bunișor? Roșii, castraveți. Ești de casă, proaspăt, da? Dar pește nu prea este, da? Dar mă, dacă îmi trebuie să ne uiți, ați mă să-l prind. Așa piață. Vindem în praf, în vânt, în soare. Dar ea că cred că sunteți norocoși. Da, foarte norocoși. Hai să vedem, din curiozitate mai mult. Cu siguranță m-am și gândit că am și ce fura. Că de la fiecare bucătar are secretele lui, mai ales într-o zonă din sudul Moldovei, din partea mea nu a fost exploatat așa de mult, poate vedem ingrediente noi, o rețetă nouă. Fiști, azi a fost. A fost dimineața. Dacă nu l-am găsit la piață, să-l găsim la baltă. Bucătarii din generația mea tot cumva merg spre o bucătărie italienească, pe o bucătărie franțuzească, pe o bucătărie asiatică, dar cumva uităm rădăcinile noastre. Ar fi bine să descoperim tradițiile noastre și bucatele noastre tradiționale. Aha, cum să faci să lămura? 7 ardei, 8 pahar de gel și mămăliga supernă. Asta zic și eu. După 8 pahar de gel, parcă ești călduț de-am. La toate bunătățurile astea de casă, n-ar mai trebui ceva. Mai sunt și femei în vârstă care de 70, acum nu mai pot. Erau vreo 2-3 femei care din tinerețe se duceau mereu și mundeau. La noi așa era prinit, de atât că suntem foarte aproape de apă. Un pește, asta e mâncarea la noi tradițională de când mă țin eu minte. Alo, băiat, ce faci? Sărat. Pare rău de tine, frățuorul meu, dar asta e. Cineva trebuie să sacrifice. Dar eu am o singură întrebare. Dar noi azi gătim ceva? Mor de foame.
Doamna Maria, am cântat de cunoștință. Pare bine. Accept provocarea asta de a găti ceva împreună cu produsele voastre locale, să câștigi cel mai bun. Nu am habar de ce o să gătesc. Sper ca doamna Maria să fie blândă cu mine și să-mi gătească careva ingrediente așa mai. Mă aștept la trufe, dar măcar un ierb aromatic ceva, ceea ce îmi place de foarte mult. Continuăm lupta, orice nu s-ar rar. Bucătăria e a voastră să câștige cel mai talentat. Start! Hai să pregătim cu peșteșorul de la prut. Dulce, gustos. Eu am ales acolo ceva. A să-ți dau voie matale să alegi, dar am spus eu tatăl nostru în gândul meu, poate ne alegi bucata care îmi trebuie. Și am fost solicitată să gătesc la nunți mari, până la 150 de perechi, și până la Giurgiulești, până la Brânza și Matale de Moldova, așa, asta, cu bucatele noastre. Matale, nu știu dacă m-ai urmărit, dar eu cuțitul de aur în România l-am luat mulțumită la un piureu de țel înafumat. Și-a spus că e gustul copilăriei. Și data asta eu cu mine, poate ne aduce noroc. O să am o strategie să încerc să o copii pe doamna Maria cu ingredientele pe care eu o să le folosească, am să încerc să le schimonosesc și eu într-o rețetă de restaurant. Aveți salău. De toate. O bucată de ceapă și o bucată de usturoi. Am văzut o bucățică de pește acolo și unul din mentorii mei, Antonino Cannavacciuolo, și tot mă compară și pe mine cu dânsul, că tot așa e de mare. Faci un pic mai mare. Are o farfurie, biban roșu, mic, și cu tot cu coadă. Și așa pe un pat de piureu și cu bibanul ăsta și mă gândeam eu să schimonosesc ceva din coada și un pic de ulei, sare. Azi am gătit plachii de pește la cuptor, folosind chipierul chisat, paprika, care o facem noi, și cu dumata, o pastă din ardei dulce. Ingredientul secret a bucatelor, condimentele astea pregătite anume la noi în zona de sud. Plachii de pește, am mai văzut, am mai auzit. Unde ați auzit, în ce zonă? În România. În Moldova se face numai la noi. Oricum sunteți la graniță. Posibil că mai des la români suntem ca la Chișinău. Aici erau timpuri România noștri, părinții ziceau la Galați, des noi tot suntem foarte aproape și de zona asta și de aia. Suntem în deltă, aproape Prutul, Dunărea. Da, Giurgiulești aici. Avem rezervația. Păi nu se făcea în fiecare zi și plachia de pește. Sau iană de pui. Asta era mâncărurile de duminică, de sărbătoare. Mă gândesc să fac piureul ăsta de țelină, dar să-i adaug și o leacă de paprică. Să-i dau o notă așa de la slobozer. Ia ca provocare, provocare, dar mă ajută. Mi-a plăcut de mine. Chiar dacă eu sunt jurat și trebuie să fiu cumva obiectiv, eu tare sper că doamna Maria o să câștige, pentru că vreau să continuăm să promovăm bucatele și rețetele tradiționale și să ajungă ele nu doar pe mesele din satele noastre, dar și pe mesele din restaurante, poate reinventate. Gine că mai sunt și care vor să învețe câte ceva de la noi, că noi de acum suntem la o vârstă când trebuie să mai dăm ștafieta și la aștia tineri. Eu desen eu. Uite-o și frumușă. Cred că e greu de concurat, în primul rând, cu o bunică sau cu o mamă. E șef bucătar zi de zi. Doamnele astea au mâini de aur, fără școli, fără etual, fără Paul Bocuse și tot așa mai departe. Ce mâncare tradițională, doamna Maria, mai este aici pe la sud? Peștele copt, se desface pe spate, scoace, nu se lipește, nu-i pune hârtii, dar îi pune în vieță de mărar. Ca vârmaua, tot de zona asta e. Și se mai fac cuscuții care facem de casă. La nunți, până acum se păstrează tradiția asta. Noi gătim porții așa, mai mici, ca de restaurant. Da, noi gătim ca unul plin, să ajungă la toată familia. Eu cred că în lupta asta o să câștigi mâncarea tradițională. Astea sunt amintiri din copilărie, atmosfera asta de sat, de fugă din oraș și ne aduce aminte un pic de bunei. M-am blocat, dacă nu știu ce să fac. E că o leacă mă tem, o leacă de emoții, dacă sincer. Ciortănică. Ciortănică, așa îi spune la crăpușteanul ăsta mic. Asta e ciortan. Până la chilă e ciortănică. Bucături tradiționale sănătoase, să zic eu. Noi nu le facem cu multe prăjeli, facem la cuptor și din păsări de casă, din legumele tot așa. Acum trebuie să cunoască, să fie la localuri și bucatele astea noastre tradiționale, care lumea le-a uitat. Ei, cum vrei și batul meu cu tanti Maria? Nu, păcat, nu, o văd ca bunica mea. Nu pot și eu, rău. S-a fost o tinerie la o păță. Ulei. Da, ajunge uleiul. Cine ajunge? Usturoi. Mai aveți 10 minute. Cum așa 10 minute?
Eu m-am luat cu vorba cu una cu alta. Ulei de casă, fără ulei de ăsta, de floarea soarelui. Da, să punem peștele așa crud, îl scăldăm așa în amestecul ăsta. Deci e piureul meu din țelene. Teoretic ar fi trebuit și gătit cu lapte. A noi se pune de toate, și țelene și găuștel. Leacă mai mult sos. Cum mai punem noi aici, uite așa e. Și la cuptor, da? Piureul de țelene, fără unt, fără lapte, fără frișcă de gătit. Bună, schimb, are ulei de casă care îi dă un gust fenomenal. La mine e gata. Uite, e unt moldovenesc. Înainte nu era unt. Lapte de ori se bea, ori se și brânză. Și untul era untura. Trebuie să vin eu la Matale la vă două cursuri pe vă câteva zile. E nou, că astea sunt bucatele de la sunt. Au rămas 5 minute. Aha, acum mă liguța e gata. Da, mă chem, oleac, că cam miros și ei și-au făcut. Antimoniac, oleac, nimic. Străbunica mea, Dumnezeu să o ierte, făcea borș din steji și numai din buruiene. Păi așa se face primăvara, în post, când i-a ieșit verdețurile. Și ține chiar bun, bun. Păi de acolo se pune un castron plin cu ștegi, cu lobădă, foarte bun, foarte gustoasă, lobădă albă, lobădă roșie este, așa ia că gata, aici ne-am prins uretică. Gata, gata. Să spate eu smut caca. Sunt ca ei pierdut. Nu că sunt, dar sigur. Ei, mă, că eu sunt ca ei treabă. Tati Marie, dar eu nici nu știu. Trebuie să ieși de ceva bun și acolo. Văd eu. La Chia, acum mă mai ligă să mănâncă. Mie îmi place așa la cum arată, că tot cu coadă în păpturi. Vă două frunzuliți, trebuie să arăți și frumos. Asta e mai gustos dacă ești cu paprika asta. S-au împurat ingredientele. Iaca, noi la restaurant așa, porții mai mici, dă un 5 aici. Siguranță e super gustoasă. Na, eu cam însătur de farfuriile astea, că văi, ea, că astea parcă nu știu. Măi, la suflet, am să fiu sincer acum, Ana. Asta e. De rău este. Niște smântânică lipsești. În rest... Să vede că-ți place, bunișoară. Ce cred? Cam puțin. După cum mâncăm noi aici la țară, după o zi de lucru așa, dar arată bine. Îmi pare că să fie ceva gustos, apetisant, așa. Foarte frumos, doamna Maria foarte disponibilă. Totuși, într-un final, m-am luat după ea și am gătit un piure din țelin cu un șaleu, deoarece are puțin oase. Restaurant, îmi punem o farfurie pe masă, oaspetele trebuie să aibă cât mai puțin disconfort. Și am încercat să facă un sos a la plachea lui tanti Maria. Lupta a luat sfârșit, iar acum să aflăm verdictul. Cine a câștigat? Autenticitatea bucătăriei tradiționale de la Sud sau originalitatea bucătăriei moderne? Să vedem! Poate spun deodată că eu am pierdut. Adică, da, nu gustos, dar extraordinar gustos, dacă sincer. Fantastic. Dulceață, gust de pește, condimentele astea de la Sud. Își fac treaba 100%. Datorită lor și datorită mâinilor dumneavoastră de aur. Să vedem ce note îi dați celor 10 grame de mâncare. Puțin, dar bun. Interesant. Gustos piureul de țelină. Uite, nu știu cum ar fi cu lapte, dar e și destul de bun așa cu uleiul care l-am... Cu uleiul de casă, de da? Casa noastră, da. Și peștele e bine făcut, e bun. Mulțumesc că ați fost așa de blândă cu mine. Păi... Foarte blândă amândoi sunteți. Foarte buni unul cu altul. Dar să vedem o opinie obiectivă. A câștigat? A câștigat prietenia. Felicitări, doamna Maria, extraordinar de gustos. Vă mulțumim. Da, prietenia este doamna Maria. Gazda acestui baton. Frumos. Felicitări și mulțumim tuturor. Da, tu nu pleci de Slobozia, pentru tine avem continuarea. Eu nici nu prea vreau să plec, că chiar mi-a plăcut aici, este experiență noi și frumoasă. Termină și aia farfurie și mergem mai departe. În opinia mea, a intoxicat doamna Maria. E, ia-te ieși, a?
place tare ulciorașul ăsta cu păhărele. Păi așa e la moldoveni, din ulcior de asta acolo să bea vinul. Am văzut că la Matale și aici cazare. Păi avem. Câți oameni poate să vii aici la Matale? 7-8 cu copii, dacă vin două familii, câte doi copii, iau loc. Salut, pinanașul, într-o bună zi și să vin la Matale. La turiști le place foarte mult, le place mâncarea, deci ei rămân plăcut surprinși. Și le place locul unde suntem noi, că cazăm aici la noi acasă, suntem la o margine de sat, le place foarte mult, e liniștit, e aer curat. Mai lipsește un cotlon și o lejancă. Păi, dar noi avem și cuptor avem. Dar mai întâi vreau să întreb, am văzut bana și ea. Asta e covata familia de la mătușa mea, veche, cred că păi se face de ani. Păi ce am pâine, dar acum noi pâine nu mai facem atâta mult în cantitatea asta mare. Geaba nu mai stătea acolo. Să fac cuscuți, să fierbe în zeama de găină. Cu mâna îl frecăm, așa spune, să freci cuscuți, da. Că nu fiecare gospodine. Dar mai înveț să-l fac, te rog frumos. Mă duc cu un bagaj de noutăți la Chișinău. Mare plăcere, uite. Acum ne arăți? Chiar acum, ce? Făină. Și crupile de orez sau de bulguraș e mai bun. Bulguraș, da? Ghita mai bucătari. Așa, ia. Ouă-i bătut ghine, da? Mai decât bătut ghine. Nu se lipește, noi îl învăluim în... Am eu leac de experiență ca bucătar, dar asta e pentru prima oară. Nici prin cap să întreacă și să treci. Ar mai punem uite așa, facem așa. Ar punem făină. Și să îmbrac cumva în aluatul ăsta, da? Ou cu făină. Am înțeles. Păi... Și apă le fierbi și ca un fel de supșoară, da? Și în supe, dacă vrei, dar el în bulion de găină e cel mai gustos. Și bucătărie bogată avem și nu o cunoaște. Neapărat trebuie să veniți pe aici să mâncați de mâinile lui Tanti Maria. Dar poți să-l faci numai în covat, da? Da, numai în covat. Dar cât stau la uscat? O zi e suficient, da? Sunt mai sănătoși, nu știu. Turcia. Asta vă numește cuscusul vostru. Asta e cuscusul de la Slobozia Mare, de mânuțele lui Tanti Maria. Vă pare că noi cuscus n-avem, bre? Avem, dar nu știm. Tare-s curios să-l văd la gătit. Și gata, da? Oh, Doamne Dumnezeule, Doamne. Cuscusul am văzut. Ia să văd eu și cotlona în etale. Așteptam pe Tanti Maria să arăt cotlonul. Că eu la Cimșlea tot am cotlon. Ce vă pare? Am și cotlon, am și cuptor, am și grătar. Eu totu-s gospodar la mine. Ia vândă tu, dar ai cuptor așa mare. 12 ceauni. Cât e? 12 ceauni de mâncare. Tiuciuri de tigăi, de cop, până 14. 14? Avem acasă un cuptoraș de 4 teri. Gândim că și nu știi Ghita mai cuptoraș ăla. Te-ai bătări și faci nunți? Păi eu fac mâncare pentru nunți, pentru metrie acum mai. Da, așa l-am făcut pentru mine. Cred că și carne trebuie să fie gustoasă și varză. Da, carnea, cred că toată mâncarea care se face la noi tradițională, varză cu cărniță, carne friptă, emel cu... Aluat, cu foaie de aluat în vegetă. Ia ca francezii de union luat aluatul deasupra la supă. Supă, alonion, îi fac ciorbiță cu aluat. Sunt că tot la noi. Păi la noi de când nu știu eu să pune. Că... Înțelegeți? Sunt nervat cu mine. De delici, dacă se va. Pentru mine e o surpriză asta și foarte plăcută. Poate noi îl uscăm așa aici. Produs biologic, da, am o imodă la noi cu bio, păi, ecologic. La noi nu se face mâncare fără să-i pui condimentul ăsta. El mai face în jumătate, dar asta e pentru fabrică pregătit, că îl ținem vreo săptămână la soare. Și purma sau să bagă așa în cuptor o leacă, niște tăvăli și să usucă, să face crocant. Asta e nucă verde. Eu am mâncat în copilărie. Dar la ziua de azi, nucă verde în Magiun, nu faci nimic. Eu v-am să vă dau tiramisu, panna cotta, Nutella, pasta carbonara. Gata, eu încep, la mine s-a început transformarea după emisiunea de astăzi. Smochine, uite cât ești de frumoasă, întregi. Smochine, Moldova, prima dată aur. Crezi că ai văzut tot? Flori de soc, așa e? Da. Știi cu și bunul siropul din flori de soc cu ginul. Păi să vă fac o limonadă cu sirop din flori de soc. Păi eu asta zicem. Natalia, azi mă ninoroșești. Asta e mai caramelizat, eu nu mă pot obține. Pa. La noi așa se face dulceața de nuci vierzi. Mi-aduc aminte, măcuța mea făcea așa gen de magiun, de nuci, pur și simplu genial. Matale, vreau să mă amăjești cu un tur așa, așa? O lecuțică sare, nu multă, și îi pui mai mult de asta. Este sandwich. Da, ia, ia și gustă. Aia,
S-a învățat cu creviet, dar aș putea și trec la untură, Ioana. Păi untura și e sănătoasă, câte o lecuțică e. Cu condimentul ăsta, în chipierul roșu, vitamina C, unde mai este? Că... Matale din ardei faci, dulceață din ardei. Pam. Aici, chipierul ăsta chisat. Aur de la Slobozia. Toată camera miros. Toată. Asta, uite, e aparatul care se face paprika. Vechi, de vreo 70 de ani. Adică e chinuială, dar îl împli undeva pe jumătate. Aproape plin îl pune el să chinuie cu bătăi. Am învățat ăștia cu blendere, cu... Stați. Așa, stop. Ne-am luat cu dulcețurile și cu paprika și am uitat cu totul de cuțcuții care între timp au fiert. Asta e ceva deosebit de gustos. Vine Sasha cu rețeta de cuțcuț la Chișinău. Să mai văd eu cu cuscus comparat pe la Italia, o pățâț. Pur și simplu, fantastic de gustos. Ați înțeles, da? Bulgur de Arnaut, ou și făină. Mânuț de aur și o covată. Cuțcuțul pe pilon. Eu nu știu cum să-ți mulțumesc. Pentru mine azi a fost o revelație. Eu am rămas fără cuvinte. Matalia e un suflet și inim de aur. Mă bucur că v-am cunoscut. Gata cu mâncarea. Am auzit că îngrașă, mai ales când e așa de gustoasă ca la Slobozia Mare. Hai să vedem și ce avem de văzut, că avem ce vedea. Uitați-vă în spatele meu ce frumusață, da? Rezervația naturală, prutul de jos, lacul Beleu, Slobozia Mare. This is amazing, cum s-ar spune in English. Asta e ceva fantastic și în Moldova avem locuri extraordinare care trebuie vizitate neapărat. Voi faceți ce vreți, eu mă duc să mă ascult. Am plecat! Stai să mai rupem gâtul! Suntem în lunca Prutului de Jos, prima biosferă protejată de UNESCO, care se află între satele Slobozia Mare și Văleni. A fost creată în 1991 cu scopul de a proteja acest muzeu al biodiversității, patrimoniu național. Rai al păsărilor, 20.000 de păsări. Pești nu i-a numărat, dar se spune că sunt în jur de 30 de specii. Natură, frumos, pur și simplu te încarci așa cu energie super mega pozitivă. La noi în Moldova. Pe partea stângă a lacului Beleu se află lacul Robu, unde cresc 10 exemplare de nufer alb, locul preferat al pescărușilor, lebedelor, rațelor și cormoranilor. Tot aici avem 7 specii de reptile, sau 50% din numărul total de specii din Republică. De exemplu, broasca țestoasă de baltă, șarpele cu abdomen galben, broasca brună de câmp. Pelicani? Vă închepuiți pelicani în Moldova? Păi să știți că da! Vin în Moldova, aici la lacul Beleu, doar că stau câteva zile și apoi migrează spre delta Dunării. Apropo, localnicii cândva făceau băi de soare cu nisipul de pe malul apei, ci că are proprietăți curative. Împreună cu o rețea de bălți, lacul formează un ecosistem unic. Are statut de zonă umedă de importanță internațională, protejată prin Convenția Ramsar. Da, și mai este și asta. Convenția Ramsar, să nu ziceți că nu v-am spus, este un tratat de protejare a biodiversității din zonele umede ca habitat al păsărilor, a fost semnată în orașul iranian Ramsar, de asta și se numește așa. Atât de straniu că rezervația naturală Prutul de Jos este apreciată și cunoscută la nivel internațional, dar cu naționalii noștri, din păcate, nu prea vin să o viziteze. Eu vă îndemn cu mare drag să veniți și descoperiți aceste locuri fantastice de la noi din Republica Moldova. Slobozia Mare are multe locuri bune de vizitat. Nu suntem siguri că reușiți să le vedeți pe toate într-un singur weekend. Serios, numai Palatul Culturii cât face. Bucătarul nostru șef încă sub impresia cuțcuțului. De-a lungul timpului, clădirea asta frumoasă, care are 80 de ani, construită în 1942 ca primărie, a ajuns să fie unitate de grăniceri, spital pentru bolnavii de tifos, școală, iar de 20 de ani este o bijuterie de muzeu. Este sala de etnografie, care conține expoziția de covoare, țesutul covoarelor, cu toate piesele necesare. De la prelucrarea lâinii, torsul lâinii, până la vopsitul și confecționarea. Asta e o mărturie vie a iscusinții, măestriei tuturor gospodinilor noastre. Aici la noi este căsuța bătrânească, căsuța țărănească. Avem dormitorul, colțul de bucătărie, fierăria, cotlonul, adică cuptorul și gura sobii. Următoarea sală la noi este sala memoriei.
războaiele care au avut loc și implicarea și participarea consetenilor noștri în aceste războaie. Oamenii când au scăpat de toate nevoile, perioada anilor de război, perioada anilor de foamete, dar încet, încet au început să-și construiască o casă. Ia ca asta, Ghita mea, casa mare, la un boieraș. Da, ia ca aici e casa mare. Toate obiectele colectate de la familie, gospodinii noastre din sat. Așa e rochie din mireasă? Asta e rochie din mireasă, folosită în anul 1960. Aici la noi o bogăție mai rară, cămeșile de noapte și cămeșile de mirese a fetelor. Fetele când se căsătoreau, fiecare fată și străuia și aibă cămașa ei de mireasă. Foarte impresionant. E frumos, ne aducem aminte de unde ne-am pornit. Să din păcate uităm. Iorgan, nu ogheal. Iorgan, bă băieți. Așa spune o slobozia mare. Și pot spune. Vă mulțumesc pentru așa excursie frumoasă și vă îndemn pe toți să veniți la Slobozia Mare. Muzeul este un loc neapărat, urgent, obligatoriu. Mulțumim, tanti Mașa, că ne-ai chemat să gătim împreună, că altfel nu mai ajungeam la Slobozia Mare să vedem atâtea locuri frumoase și oameni deosebiți. Eu ce frumusață ești! Fix ca la mâncă, acasă. De la câți ani, Matalia, a început a broda? De la 14 ani. Moștenit asta de la ce? La mama. Era primit ca fiecare gospodină să... Da. Și trebuia să învețe fata, să lucreze, să îndruge, să împletească, coasă... Da, te rog frumos, arată creaturile astea, mânuțele astea, matare de aur, ce-au făcut? Tot vă arăt, toate. Toate și astea de pe aici, toate sunt făcute de mâna mea. Dar câți ani ai, matare? Am împlinit 79 în vară. Și dacă eu împlini și pe 80. Ai să-i împlinești. 300 de ani? De la stră bunica. Dar eu am umblat cu dânsa, uite, am... Când mi-a dat-o era nouă. Ce istorie frumoasă are Republica Moldova? Este chiar că e de muzeu, de s-a strângă și parcă și mă tins pe mână. Dar și scrie așa, Nadia, 1940. Tarasca, pe mama ei o chema așa și ea a scris. Pe bunica mea o chema Tudra. Într-așa ambianță te apuc un pic nostalgia. Ne-a olea că ne-am pierdut și cuvintele. Eu ne-au adus aminte de bunie și... Poate asta e cusut în 61. Mai mare ca mine, pe frumos. Am cusut-o când aveam vreo 50-60 de ani. Fetele când se măritau, se îmbrăcau cu cămașa, urma uite, se îmbrăcau cu combelizonul și pe urma rochea de mireasă. Și uite, asta e rochea de mireasă. În 60, uite, eu m-am căsătorit. Izmieni, acum nu mai știți ce înseamnă. Eu nu știu ce asta e izmieni. Le-am găsit într-o legătură, îl strângesem să le dau foc. Zic, asta e să le spăl eu. Când erau al de bunelul, cu de-aștia îți duceau la hor duminica. Covoarele este le țesut matale? Tot, și pe pierete, și pe jos, și tot. Apa, ia ca aici, am muncă, Doamne! N-am țesut noaptea, că eram liberă numai duminica. Și noaptea stăteam până la 1 noapte. Târziu, fiețe de pierne, cum erau înainte. Asta e tot de-a mamei, uite, din 40. Și frumusați, ia că aici răbdare trebuiești. Și aici chiar e nevoie de mâini de aur și mâini de gospodină ca să fac așa. Acolo, matale, te făceai frumoasă când erai tânăr, te vopsie, cred că, la oglindă așa. Camu, cum să vopsiesc cu tonalcă, cu genii? Noi când eram, nu ne vopseam. Și eram frumoase. Aveam 5 ceri. Mai seamă? Noi amu ne aflăm în casa socrilor și pe ușă scrie că casa a fost făcută în 1936. Cum așa de bine s-a păstrat? Am îngrijit tot timpul. E frumos. Asta e masa noastră moldovenească tradițională. Ne puneam într-un castron mare și toți mâncam dintr-un castron. Da. Nu era fiecare cu farfurie. Mă uitam la treaba asta. Ce e asta? Asta e râșchitor. Când îndrugam lână și făceam scul. Și pe urmă îl boiam. Pentru țesut, covar. Pentru mine asta e o limbă nouă. Uitați-vă cât de frumos mama Cătița mi petrece. Aladușchi, la noi așa se numeau, nu? Nalanghite la noi. Nalanghite? Cum? Mama Cătița are mâini de aur. Amintiri din copilărie. Următoarea locație am lăsat-o la desert. Nici nu te-ai gândit să găsești așa ceva într-un sat din capătul Moldovei. Asta călăresc azi, măcar o leac, nu? Ce zici? Măcar cât de câte sunt, dai voi? Că data trecută nu prea ne dau voi, am cad pe tine două ori. Și cu mine. Artur, în timpul pandemiei, a lăsat București și s-a mutat la Slobozia și a făcut un centru de echitație foarte frumos în Slobozia Mare, în sudul Moldovei, printre care dă și cursuri de călărit.
Dar nu mă suni. E frumos, mi-ar plăce, dar nu-i interesant. Mă tem tare, nu ca așa, nu că vreau să zic, dar așa și zic. Mă tem tare, tare. Dar nisip dacă închic tot una doare. Hei, dar poate să-l filmați pe dâns cum călărește și eu stau să mă uit? Că mie îmi place să mă uit, știi? Păi că poți să o iei încet. Nu că pot să o iau, eu încetșor și să o iau. Dacă ceva pe femeia mea o cheamă Olea, e scris acum amore în telefon, bai n-am. Sunt niște datorii, te rog frumos să-i transmit. Da, ca prima oară e fricot. Nu, nici repede nu-mi trebuie. Nici așa ușuriel, iau-te ușuriel. Ca ai ființele cel mai frumoase de pe pământ și Slobozia cred că e cel mai frumos sat din Republica Moldova. Am tot interesant cum mă dau jos. Gata, gata, cum minte. Soții Neagu au decis să își crească copiii la țară și au deschis o afacere în satul natal al lui Artur. Turiștii au posibilitatea nu doar să învețe să călărească, dar și se pot plimba pe cai pe malul lacului Beleu. Spuneți-mi voi mie, unde mai găsești așa ceva în Moldova? Vă spunem sincer, scenariul nostru cuprindea cel puțin 10 locații curioase. Am reușit să vă arătăm numai 4. Nu vă arătăm chiar tot, să aveți ce descoperi singuri. Echipa de filmare a decis să revină aici fără filmări, cu odihna, cel puțin o săptămână. Slobozia Mare vă așteaptă, chiar dacă sunt 3 ore de mers cu mașina de la Chișinău, merită fiecare kilometru parcurs. S-a plăcut să fii prezentator? Te da, văd cam obosit da, un pic. Da, un pic obositor, un pic... Da, asta îți spun misteria, Ioane. Și eu trebuie să mă vas să gătesc. N-ai nicio șansă. În rest, cum a fost? Superb, superb, bineînțeles, mâncare. Și la Slobozia, dacă sunteți slăbuți și vreți, puneți-vă 2 kg. La tante Mașa... Aici asta... e loc. Aici e loc. Bineînțeles, lacul Beleu, pur și simplu, superb. Cred că nu necesită de mare descriere. Dar uitați-vă și viu în spatele nostru. În spatele nostru... Dar știți unde găsiți așa viu, nu? Numai la prietenul Artur. Meu, Arturiel. Artur. Și nu uitați să întați la mama Cătința. Obligatoriu. Să mâncați niște și? Obligatoriu. Nu-ngâte? Nu-ngâte, da. Da, de la tante Mașa, niște magiuni de cealaltă. Roșii ceri, ardei, soc. Și noi ducem departe, aici mai este un pic de magiuni rămas așa. E, să mai intăm. Ne-a făcut poft. Asta e. Călătoriți prin Moldova? Da. Da.